Bună dimineața! În Creier găsim un centru care comandă ieșirea aerului din plămâni. N-avem însă un centru care să ne comande intrarea aerului în arborele respirator. Ca să intre bine aerul, tot aparatul respirator trebuie să fie normal și nu îngustat de grăsime. Vedem imediat de ce, la prima consultație la medicul pneumolog, vi se măsoară circumferința gâtului. Aerul intră în plămâni prin așa numita presiune negativă, dacă găsește căi respiratorii normale. Grăsimea se depune ușor în interiorul gâtului. Limba devine mai lată, faringele este înfășurat. Mai jos de nas găsim vălul palatin și așa numitul omușor. Devin prea mari odată cu îngrășarea și împiedică respirația corectă. Zona prin care circulă aerul, diametrul căilor aeriene se diminuează. La nivelul extremității cefalice, adică gât și cap, ajung mai multe lichide. Această creștere a cantității de lichide la nivelul extremității cefalice contribuie suplimentar la îngustarea căilor respiratorii. De exemplu, sunt persoane care dimineața se trezesc cu fața umflată, cu ochii umflați. Umflăturile nu sunt numai pe exterior, ci sunt și pe interior. Grav este că așa apare cel mai adesea apnea în somn, adică oprirea respirației. Omul nu mai respiră, corpul nu mai primește oxigen, iar primul afectat este creierul. Ce resimte omul? Un somn neodihnitor. Picotește, dimineața are durere de cap, nu mai are chef de nimic. Constată că uită, dar are doar 40 de ani. În sânge crește cantitatea de dioxid de carbon, iar consecința poate fi infarctul. Apnea în somn trebuie investigată de pneumolog. Pe de altă parte, dimensiunea arterelor de la gât, numite carotide, și eventualele depuneri de grăsime arată riscul de accident vascular cerebral. De asemenea, apnea în somn crește suplimentar riscul de accident vascular cerebral. Creierul are un consum foarte mare de oxigen, care este adus categoric prin fluxul sanguin. Orice tulburare în oxigenarea, în funcția de hematoză, cum numim noi oxigenarea sângelui, se resimte și asupra creierului. Și din aceste motive, kilogramele în plus nu sunt o problemă estetică, ci una de sănătate. Medicul este cel alături de care rezolvați problema. Atât grăsimea în exces, cât și sedentarismul acționează negativ, atât asupra vaselor de sânge, cât și asupra întregului aparat respirator. Vă aștept și mâine cu informații din sănătate explicate pe larg. Toate detaliile sunt pe știrileprotv.ro. La revedere!